Valoarea datoriilor pe care le are de încasat APA Service în acest moment este aceeași ca cea din vară. Mai exact, 86 de miliarde de lei vechi ar trebui să încaseze operatorul de apă, datorii ce reprezintă facturi la apă și canal, atât pentru agenții economici, cât și pentru populație. Am bucuria să vă anunț că măcar am reușit să stopăm creanțele neîncasate vis-a-vis de valoarea producției lunare. Am intrat cu 86 de miliarde cu, dacă nu mă înșel, la sfârșitul lui iunie. Și acum suntem tot cu 86. Am mai recuperat câte ceva în primele 3 luni de vară, iar la începe lumea să plătească căldura. Dacă furnizorul de căldură pentru orașul Giurgiu a primit subvenție pentru căldura din iarna aceasta, nu același lucru se întâmplă și la APA Service. Directorul Constantin Preda spune că populația ar trebui să-și achite datoriile și atunci investițiile ar continua. La noi e mai greu că nu ne subvenționează nimeni și cam același lucru. Dacă de căldură ai nevoie decât iarna, apa o consumi și sănătos și bolnav și vara și iarna și așa mai departe. Nu cerem subvenție. Măcar prețul corect care este acum să-l plătească lumea. Lunar, operatorul de apă plătește TVA către bugetul de stat de aproape 100.000 de euro. În acest moment nu înregistrează datorii nici la stat, nici la furnizori. Dacă am avea banii ăștia sau jumătate din ei, unul pe doi, n-ați mai vedea grope așa și petice de asfalt, pentru că am putea să facem investiții care n-au fost eligibile în aceste proiecte și nici nu vor fi, sau dacă vor fi, nu știm acum, pe branșamente. Așa de care îți vei și de 60 de ani. Nu. Pe 1918, deci acea zonă de la Casa Dunăreană până la Abator, ce știu, avem rețele de distribuție de apă din 1925. Societatea furnizoare de apă din Giurgiu a întocmit un proiect și speră ca din surse proprii să refacă coloanele de apă pe trotuare ca să nu mai treacă mașinile pe ele și să se strice în timp. Cele mai mari datorii către APA Service le înregistrează instituțiile publice din Giurgiu, care au acumulat datorii de aproape 24 de miliarde de lei vechi. În topul datornicilor se mai află asociațiile de proprietari cu aproape 22 de miliarde, urmate de agenții economici și consumatorii de la case cu câte 10 miliarde de lei vechi fiecare. În ceea ce privește furnizarea apei către consumatorii cu restanțe, directorul APA Service a mai spus că a primit o dispoziție din partea primăriei ca apa să se oprească doar în timpul săptămânii, de luni până joi maxim.